Bună ziua, bine ați venit la Primăria Municipiului Roman. Iată, suntem la un prim eveniment care se dorește a se organiza la nivelul Municipiului Roman, mai exact în Complexul Sportiv și Agremen Moldova. Avem o solicitare pentru a organiza un eveniment special, un eveniment care se numește și deja a apărut în media, un eveniment ca și denumirea evenimentului Tuning Fest, Roman Tuning Fest la prima ediție. Noi, ca și direcție din cadrul Primăriei Municipiului Roman, am încheiat un acord de colaborare cu organizatorul. Reprezentantul asociației este domnul Roșca, care îl avem împreună și el a convocat conferința de presă. Ca și invitați avem Poliția Națională reprezentată de domnul Cloșcă și Jandarmeria Română reprezentată de domnul Capitan Stângu. Eu o să vă informez din punctul meu de vedere ce obligație avem noi ca și punere la dispoziția acelui spațiu bine determinat în cadrul Complexului Sportiv și Agrement Moldova. Iar domnul Roșca va da amănunte legate de modul de organizare și obținerea tuturor avizelor ca acțiunea care se va desfășura în perioada 28-29-30 iunie în cadrul complexului să fie o acțiune binevenită în cadrul Municipiului Roman și, de ce nu, să atragă cât mai mulți vizitatori în acest weekend. Vă rog, domnule Roșca. Ziua. ACS Auto Custom invită toți iubitorii de mașini modificate la noua ediție a evenimentului Auto Tuning Fest, ce va avea loc în perioada 28-30 iulie în strandul municipal din Romană. Un astfel de eveniment, ca cel pe care l-am organizat în anii trecuți, are în egală măsură deschidere la participanți, expozanți, cât și vizitatori, indiferent de vârstă. Tuning Fest este un eveniment cu tradiție, așteptat și iubit de către public, care adună în fiecare an un număr mare de spectatori din orașe, dar și din toată țara. Participanțile evenimentului sunt nu numai din România anul ăsta, avem și din Republica Moldova. Ca și număr de participanți vom avea aproximativ 130 de mașini. Mașinile prezente au în general modificări spectaculoase menite să arate ce anume se poate modifica la o mașină, cum și cât de extrem pot fi acestea. În paralel cu expoziția auto, se desfășoară și etapa internațională DB Drag, cel mai cunoscut campionat de car audio la nivel mondial. Pe lângă mașinile tunate ale participanților, vom putea admira și fete frumoase nelipsite la fel de evenimente. Timp de 3 zile și 3 nopți ne vom aduna, bucura, relaxa și putem să sărbătorim împreună pasiunea ce ne unește. Cu toate că Neamț Tuning Fest pare un eveniment strict pentru iubitorii de mașini, echipa noastră, în colaborare cu reprezentanții IPJ Neamț, vom atrage atenția participanților la trafic în cadrul campaniei naționale Alege Viața. Și aici ne poate spune mai multe un reprezentant de a poliției despre accidente și ce se dorește în campania respectivă. Deci, eu aș vrea să mai vin cu o completare din partea Primăriei Municipiului Roman la acest eveniment, având în vedere că vor participa, am înțeles de la organizator, un număr de cel puțin 100 de expozanți care vin practic din toată țara. Noi am venit, domnul primar Micu a venit cu o propunere de a pune la dispoziție 100 de tichete organizatorului pentru accesul la bazinul de not, tocmai ca să promovăm și noi strandul municipal și să atragem cât mai mulți vizitatori și din alte zone din țară. Dacă dumneavoastră, domnule Cloșcă, din punctul dumneavoastră de vedere, ne puteți informa cam ce ar trebui să înțeleagă și expozanții și vizitatorii din acest tip de eveniment, care sigur ne-l dorim, dar să fie pregătit și să aibă toate avizele legale ca să putem să ne desfășurăm și noi activitatea. Și menționez că activitatea în strandul municipal se va desfășura după programul care îl aveam aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră! Felicit inițiativa
dumneavoastră de a organiza acest eveniment și vă pot spune că noi, cei de la Poliția Rutieră, vom desfășura toate activitățile legale care se impun în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță pe arterele rutiere, atât din incinta locului unde va avea loc acest eveniment Roman Tuning Fest, cât și căile care duc spre locul unde se organizează acest eveniment. Din punctul nostru de vedere, al meu, al polițistului rutier, cam atât vă pot comunica. Încă o dată felicit inițiativa dumneavoastră și, într-adevăr, amintesc de programul partenerial pe care îl avem la Lege Viața. Știți că noi, Poliția Rutieră, avem mai multe programe de prevenire a accidentelor rutiere. Revin și vă arăt că, având în vedere dinamica accidentelor rutiere soldate cu victime omenești, ponderea celor implicați în aceste accidente grave o reprezintă tineri între 18 și 23 de ani. Probabil că o să vedem foarte mulți tineri. Da. Viteza de deplasare a fost întotdeauna pe primul sau pe al doilea loc ca și cauze generatoare de accidente rutiere. Eu aș ruga, prin intermediul dumneavoastră și a dumneavoastră, al media, mai mult atenție, practic. Mai multă atenție și atenție la viteza de deplasare, pentru că noi am avut o campanie de prevenire și reducerea victimizării pe străzile, pe drumurile publice, care spunea că viteza ucide. Să știți că așa este. Viteza ucide. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vin și eu în completare a ceea ce spune domnul Cloșcă, pentru că în weekend, în perioada sezonului, noi am înregistrat un număr de în jur la 2500, chiar 3000 de participanți la activitatea din ștandul municipal și cu atât mai mult cu acest eveniment care se dorește a fi un eveniment care să atragă cât mai mulți iubitori ai sportului automobilistic și a acestui tip de expoziție și ne dorim ca să fim într-adevăr pregătiți, da, dumneavoastră care reprezentați organizatorul, să avem toate puse la punct pentru a nu crea evenimente deosebite. Dacă jandarmeria ne poate îndruma sau ne da câteva precizări legate de modul cum vedeți dumneavoastră organizarea acestui eveniment fără probleme deosebite. Cu privire la modul de organizare sau de desfășurare a manifestației, măsurile de ordine vor fi asigurate atât pe perioada cât și în timpul conform programului întocmit de către organizator. Cetățenii ar trebui să se comporte civilizat conform scopului manifestații pentru care a fost și organizat eveniment. În încheiere aș vrea să spun că așteptăm pe cei care iubesc acest tip de eveniment și în general toți rumașcanii care doresc să vină în acest weekend la ștandul municipal și dorim ca acest eveniment să se desfășoare, să atragă cât mai mulți participanți. Vă mulțumesc! Întrebări? Da. Pentru domnul organizator. Cristofor Ali. Președintele ACS Autocustom. ACS Autocustom. Autocustoms. Da. Am înțeles. Veți atrage atenția, celor care vor să ștuneze mașinile, că trebuie să o facă în conformitate cu legile și trebuie asta autorizate rar, adică orice modificare a pus automobilului. Aici, cu privință la rar, la noi este o problemă în România cu modificările. Adică, de exemplu, am mașină personală adusă în Germania, toate modificările făcute acolo, aprobate, TÜV, tot, în România nu se trec. Chiar am vorbit cu cei la rar, zicea că este în vedere să modifice și la noi legea, adică să poată trece absolut orice. Discutabilă. Deci, adică am o mașină, de exemplu, la un BMW, am atașat încă 3 brief-uri. Adică absolut toate. Volan, absolut totul e trecut. În România nu ți le trece. Deci la noi, ce să trec? Să trec jantele, să zicem, în plus. Tractați asta? Nu.
Adică mașinile nu sunt modificate în extrem, adică să nu poată circula. Nu, mașinile, majoritatea, sunt și mașini care vin pe platformă, dar ele nu mă referă la noi, adică omul ilegal, din ce sens mă refer că ilegal? De exemplu, își schimbă volanul. În Germania, ca să schimbi un volan, obligatoriu trebuie să te duci în TÜV, trebuie să prezinti niște acte așa. Pe când la noi, rar nu se cere așa ceva. Cu toate că sunt volane gen făcute în Turcia sau așa și ele, din punctul vederii, nu sunt omologate. Înțelegem dar legislația la noi nu prevede treaba asta. Adică nu. Domnule Reușca, să înțelegem că aceste mașini care vor veni la Roman au participat la acțiuni de genul ăsta, da, da, și ele vor veni nu practic ilegal. Deci, ilegale. Având în vedere că dumneavoastră ați mai participat la evenimente de acest gen, sunt convins că și cele care vor veni la Roma nu vor fi mașini care nu au participat la eveniment. Nu, sunt mașini care participă în campionate. Statică. Statică, da. Nu, nimic nu sunt, nu. Vreau să mai dăm 100 de etichete pentru acces la bazinul de Nord sau la ștrană? La bazinul de Nord. Noi ne dorim, pentru că va fi un aș vrea să explicați un pic în ce constă acel concurs care îl organizați dumneavoastră în această perioadă, ca noi să venim cu precizarea care o dorește domnul. Deci expoziția de tuning sunt vreo 14 categorii se încadrează. Best exterior, best interior, best rim, vopsele, tot. Mașinile se încadrează în categorii diferite la tuning. La DB Drag, la Car Audio, sunt două competiții, Bass Race, unde sunt trei câte două mașini în paralel și câte una la SPL, unde se măsoară presiunea sonoră la fiecare mașină în parte. Deci toate concursurile statice. Deci mașina vine, e parcată și acolo stă om. Am dorit accesul ăla la bazine, participantul să mai vadă și altceva. Adică, oricum, majoritatea stau lângă mașini, că băgați foarte mulți bani în mașină, nu pleacă nimeni. Deci, se răcorește, deci acel tichet care noi îl punem la dispoziție va fi folosit în acele trei zile, care în a treia zi, probabil, că dumneavoastră vă organizați concursul în primele două zile și în a treia zi e premierea. Ei, noi vom pune atunci la dispoziție aceste etichete, tocmai ca să atragem și pe cei care nu sunt din zona noastră, să promovăm complexul sportiv și agrement Moldova. Adică să-i putem atrage cu participantul venit, de exemplu, de la București, mă duc măcar, știu, pot să fac o baie în strandul acolo pe degeaba, adică are consum, combustibil. Degeaba. Noi ne dorim să promovăm. Bine, mă refer că din privința lui, că sunt și din România, da. Nu, nu, din păcate anul ăsta nu. Primăria nu contribuie. Primăria pune la dispoziție prin baza de agrement spațiul vine delimitat prin acel acord de colaborare și trei zile vă dați seama că noi o să avem practic o atenție sporită în ceea ce privește organizarea activității și întreținerea spațiului. Deci noi ne implicăm strict cu asigurarea locației. Noi avem deja organizată în perioada sezonului faza specifică și cu sprijinul jandarmeriei, cu sprijinul Poliției Naționale, având în vedere că domnul Roșca va pune la punct astăzi probabil relația strictă pe acest eveniment, sunt convins că vom putea asigura împreună condiții de siguranță și de liniște în această perioadă. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând să permanentizați această acțiune la Roman, pentru că edițiile la Piatra Neamț au fost de un mare succes. Am înțeles că lor le pare rău că ați venit un pic încoace și e o acțiune care promovează orașul, o să vină și televiziuni, să întâlneze centrale. În general, noi, mai da, noi vrem să desfășurăm, adică, în general, noi avem ca obiectiv, zic așa, niște evenimente fixe. Adică omul să știe de prin un an pe altul, la anul, e eveniment acolo în data respectivă. De obicei, noi făceam în primul weekend din august, în fiecare an, să suprapunem un eveniment de la Cluj, Pantolo, care e destul de mare, pierdem foarte mulți participanți din zona respectivă. Din cauza asta, noi l-am decalat cu o săptămână și ei au rămas pe evenimentul fix, cu deci dată fixă. Să înțelegem că la anul aveți de gând... Noi așa am vrea să continuăm aici. Totul avem 1 mai, care îl facem din 1 mai la Mangalia, în permanență. De la anul o să mai facem la Slobozia. Mai avem încă un eveniment între Venus și Saturn, care îl organizăm. Anul trecut nu l-am organizat, dar anul ăsta e a treia ediție deja. Acolo e și cu drift și cu ne permite locația. Încercăm, adică, evenimentele să fie fixe și cu dată stabilită
aproximativ, adică omul să știe, mă, mi-au concediu în perioada aia că mă duc la Roman, în perioada aia mă duc la București și tot așa. Și o campanie masivă de publicitate da. Pentru anul viitor, da, da. Ca să poată veni și alții. Da, oamenii să știu, adică evenimentul, noi l-am schimbat de la piatra aici, deja ei aveau concedii stabilite, că de anul trecut să știa, nu să știa locația. Le-am anunțat de atunci, că nu se știe exact unde se face, neamț undeva o să se facă neamț. O să vadă strandul, că e frumos și o să vină fiecare. Și noi, adică am rămas surprinși, plăcut surprinși când am văzut strandul anul trecut. Ca să vin ca și completare la întrebarea dumneavoastră, totul va depinde practic cum noi din partea administratorului locației, din partea primăriei, vom analiza, bineînțeles, după desfășurarea acestui eveniment, cu modalitate. Vom face un bilanț și sunt convins că dumneavoastră, ca și organizator, veți face tot ce depinde de dumneavoastră ca prima ediție, într-adevăr, să aduc un plus și să ne convingeți pe noi și pe Romașcan că, într-adevăr, acest eveniment este binevenit în orașul nostru. Pentru domnul comisar, la Piatra Neamț se desfășura o acțiune, era benefic pentru Poliția Rutieră, ținând cont că vin un mare număr de iubitori de mașini. Desfășurau diferite acțiuni de prevenire, împărțau cliente... O să întâmple și treaba asta. Da, da. Da. Aveți, da, da, avem. După aia, în asta constă colaborarea cu IPJ Neamț. Noi am vorbit direct la... Am înțeles.